Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că ați ales astăzi pe Angelus TV și pe RCIS FM să rămâneți alături de mine pentru a descoperi un om, o poveste și o parte din istoria noastră locală. Facem astăzi o incursiune în timp peste povești, oameni și întâmplări care i-au conturat într-un fel atât de frumos viața cu preasfințitul Cornel Damian. Preasfințite, bun venit la Interviul săptămânii. Mulțumesc, bine v-am găsit, bine ne-am întâlnit, mă bucur să fim împreună. Sunteți, preasfințite, și voi începe chiar cu lucrul acesta, pentru că am citit câteva lucruri despre excelența voastră și mi-a rămas ceva foarte, foarte profund impregnat în gând, și anume că sunteți un mare apărător al familiei. Familia, această celulă de bază a societății noastre, nu-i așa? Așa se spune. Da, da. Dar care, părinte, preasfințite, e o celulă care pare ușor bolnavă, cel puțin în ultima perioadă a lumii acesteia, care o ia câteodată așa, se abate de la calea cea dreaptă. Ce credeți că se întâmplă, de fapt, cu această celulă în care toți ne punem, de fapt, speranța? Da, înainte să vă răspund așa în mod direct, atât cât voi reuși, vreau să vă spun că eu pentru câțiva ani destul de mulți am fost responsabil cu pastorația familiei și la nivelul conferinței episcopale, și printre atribuțiile mele atunci când a fost numit episcop auxiliar aici la București, arhiepiscopul Robu, care era pe atunci arhiepiscopul și mitropolitul nostru, mi-a încredințat și această misiune. Și după aceea a urmat, sigur nu imediat, după câțiva ani, împreună cu părintele Fabian, care era și este în continuare responsabilul diecezan cu pastorația familiei, noi am început un proiect foarte frumos, vizitele pastorale, care știu că se desfășoară, se derulează acum și la Iași, și în cadrul acestor vizite pastorale, un loc important l-a ocupat și întâlnirea cu familiile. Și în felul acesta am avut ocazia, posibilitatea să vorbesc cu familiile, să mă întâlnesc cu ele, și a luat naștere cu ocazia acestor vizite. Aceste vizite au durat destul de mult, cred că vreo 5 ani, pentru că, deși arhidieceza nu este foarte mare, este foarte extinsă, și a luat naștere un proiect, o asociație a familiilor, Asociația Vladimir Ghica. Sigur, care nu s-a extins foarte mult, mă refer ca număr, ca persoane care să se implice cu toată dăruirea, dar care au avut proiecte frumoase. Și în această perioadă, cât acum nu mai sunt în cadrul conferinței episcopale, responsabil cu familiile, cu această ocazie am fost și la câteva întâlniri mondiale a familiilor. Deci a fost o experiență frumoasă. Acum, sigur că în familii cred că sunt și probleme, dar dincolo de probleme m-aș opri la aspectele frumoase. Sunt și familii foarte, foarte frumoase. Vedeți, arhidieceza, și cu siguranță știți acest lucru, arhidieceza noastră nu este foarte mare, este extinsă ca teritoriu, dar nu are un număr foarte, foarte mare de credincioși. Dar are și familii foarte bune, care știu să se roage,
știu să se întâlnească, știu să se implice și este un lucru important acesta, știu să se implice în viața arhidiecezei, să zicem, nu? Ați vorbit despre înființarea acestei asociații a familiilor. Cu siguranță s-a constatat că este nevoie de o astfel de asociație. S-a constatat că este nevoie de o astfel de asociație și vă spun sincer că a fost, să zicem, ceva spontan. Practic, sigur, este și meritul părintelui Fabian Măriuț, pe care cred că îl cunoașteți și care lucrează în continuare foarte frumos cu familiile. A fost ceva spontan, pentru că vă spuneam, cu ocazia acestor vizite pastorale, acordam un timp, să zicem, un timp special sau un timp în care să stau un pic de vorbă cu familiile, să discutăm și au fost discuții foarte, foarte interesante. Și în felul acesta s-a născut și această idee, această inițiativă. Haide să încercăm să facem o asociație. Entuziasmul inițial a fost mare, sigur că da. Asociația există, încă activează, sunt persoane foarte devotate și astăzi în cadrul asociației care încearcă să se implice și mai ales să fie aproape de biserică. În mod clar, ați vorbit despre aceste frumoase exemple, familii care se implică, familii sfinte ale zilelor noastre, pentru că, iată, păstrează rugăciunea și rămân aproape de biserică, dar cu siguranță fiecare familie se confruntă la un moment dat cu o criză mai mare sau mai mică, evident ține de context, situație și de cât de mult poate duce și cât de puternică și închegată este familia. Ce facem totuși, preasfințite, într-o lume în care parcă divorțul devine normalitate sau este perceput la modul general, nu s-au înțeles, nicio problemă, divorțează. Ce facem, preasfințite, în această lume în care, iată, rămân copii dezbinați, despărțiți, de multe ori de frați, de multe ori împărțiți între tată și mamă și mai ales și cel mai grav, de multe ori spectatori la un război atât de dur între doi oameni care s-au iubit cândva. Da, este, am putea spune, este o tragedie și, din păcate, cunosc chiar familii apropiate care au ajuns la acest punct să se despartă și este o tragedie pentru că, pe de o parte, cred că suferă și ei, soțul și soția, dar mai ales suferă copiii. Cred că un prim aspect pe care ar trebui să-l avem în atenție este pregătirea pentru căsătorie. Mie mi se pare un lucru foarte important acest lucru și știu că mulți preoți din arhidieceză se implică și fac acele cateheze, acele pregătiri pentru căsătorie, care sunt foarte importante. Pentru că, vedeți, și societatea de astăzi și tinerii de astăzi care se pregătesc pentru căsătorie, nu știu câtă formare religioasă au și nu că n-ar lua în serios căsătoria, dar se gândesc, vedem. Și se gândesc mai mult la ziua aceea și nu și la viața care urmează aceea. Din păcate sunt cupluri care pregătesc foarte bine evenimentul în sine, nu? Sărbătoarea, masa. O biserică frumoasă, cu un altar împodobit. Aleg bisericile frumoase, ceea ce până la urmă nu este un lucru rău, nu? Dar acum este moda. Din fericire, arhiepiscopul Aurel Percă a reușit să stopeze acest fenomen, această modă, să zicem, nu? Căsătoria religioasă, deci cununia, nu? La restaurant sau pe câmp, în parc, lângă mare, sau la mare, sau chiar pe mare, sau știu, în alte locații.
care nu sunt adecvate, pentru că este vorba pur și simplu de celebrarea unui sacrament și prin urmare sacramentul se celebrează în biserică. Este lucrul cel mai frumos și cel mai normal. Și cred că și ulterior ei vor rămâne, chiar dacă poate nu întotdeauna sunt mulțumiți, satisfăcuți de această decizie a bisericii noastre locale, dar vor rămâne cu amintire frumoasă. Iată, m-am cununat în biserica catedrală, m-am cununat la Sfânta Cruce, să zicem, sau... Știu de ce ați zis Sfânta Cruce, dar ajungem acolo. Știți de ce am zis Sfânta Cruce, sau la Biserica Italiană, sau în alte biserici din arhidieceză. Practic, e unul dintre secretele unei căsnicii reușite să nu te gândești și să nu te raportezi doar la ziua evenimentului, ci mai ales sigur, la ceea ce urmează. Sigur că da, sigur. Căsătoria trebuie luată în serios, nu? Și după părerea mea, foarte important este și cunosc astfel de familii care știu să se roage împreună și este un lucru frumos. Chiar dacă poate nu reușesc în fiecare zi, dar au momente de comuniune în rugăciune, momente care citesc Sfânta Scriptură. Eu în mai multe ocazii, cu ocazia la Sfânta Liturghie, cu ocazia predicilor, am spus acest lucru. Este frumos, mai ales duminica, nu? Când, să zicem, familia este împreună, nu? Să ai câteva momente, eventual la masă, înainte de masă, un mic fragment din Sfânta Scriptură, sunt lucruri importante, nu? Apoi, noi avem aici în arhidieceză și îmi place să amintesc acest lucru, avem și această mișcare carismatică care se numește Magnificat și care lucrează frumos cu familiile, nu? Și au întâlniri săptămânal, se întâlnesc și pentru diferite discuții, conferințe, dar și pentru momente de rugăciune. Au apoi întâlniri cu oarecare periodicitate la Mănăstirea Carmelitană, de la Cioficeni, spre exemplu. Deci sunt importante aceste momente la care cuplurile ajung prin pregătire, prin cateheză. Pentru că dacă vin repede, nu? Și din păcate se întâmplă și astfel de lucruri, haide că trebuie să facem căsătoria, uitați, am venit din străinătate, avem puțin timp, suntem oarecum legați, să ajung și la acest aspect, suntem legați de restaurant, de... Nu? Și atunci trebuie făcut repede, nu? Nu se poate face rabat. Și după aceea este posibilitatea și a continuării pregătirii în sensul întâlnirea cu cuplurile, organizarea de evenimente și se întâmplă în arhidieceză organizarea de evenimente aniversare, la 5 ani, la 10 ani, la 25 de ani. Practic, momente care celebrează familia. Care celebrează familia și cred că lucrurile astea fortifică. Și apoi, sigur, preoții trebuie să nu uite că mereu trebuie să fie aproape de familii și să încerce să se ajute atunci când inevitabil urmează și aceste perioade sau se întâmplă și aceste perioade de criză. În întemeierea și, nu știu, în implicarea în viața de familie a fiecăruia dintre noi, cred că un rol foarte important îl are și exemplul pe care l-am avut acasă. Unii, incontestabil, da. Așa cum da, sunteți da. Fericit, chiar excelența voastră, o mamă creștină, o mamă aproape de Dumnezeu, nu? Ați avut un exemplu bun în familie. Alții, dimpotrivă, cu un exemplu negativ,
Și poate unii zic, nu vreau să fiu cum au fost ai mei, ba dimpotrivă, vreau să fac ceea ce ei nu au făcut și ar fi trebuit să facă pentru mine, sau cazul cel mai rău, în care fac ceea ce au văzut acasă. Cât de important credeți că este în devenirea unui om, în construirea unei relații de familie, exemplul părinților, exemplul atmosferei din copilărie, din casa în care ai crescut? Este foarte important și lucrul acesta se știe și se discută și se vorbește și în mijloacele de comunicare. Exemplu de trăire autentică a iubirii în viața de căsătorie se transmite și copiilor. Dacă copiii văd că părinții nu se iubesc, nu știu să aibă mici gesturi de tandrețe, de afecțiune, sunt certuri, atunci aceste lucruri se imprimă și este riscul, nu că se va întâmpla automat, dar este riscul ca la rândul lor să procedeze în felul acesta. Trăim acum timpuri în care noi, părinții mai tineri, nu ne jenăm, nu ne ascundem în fața copiilor să ne manifestăm afecțiunea între soți, printr-o îmbrățișare, printr-un pupic, cum se spune, între soți, și copiii văd acest lucru. Totuși, în timpurile în care v-ați născut, excelența voastră, nu? În 1960, la Jibău, în Sălaj, mă gândesc că părinții nu erau chiar atât de darnici în a-și exprima afecțiunea. Ei, sigur. Erau alte timpuri. Da, erau alte timpuri. Îmi amintesc că nici părinții mei nu se manifestau așa. Acum vedem, tinerele generații arată afecțiunea, o manifestă. Știm de câte ori le spunem copiilor, te iubesc, am încredere în tine. E cumva, face parte din metoda nouă de a ne crește copiii. Da. Și e un lucru frumos acesta. Da, exprima ceea ce simți. Da, eu cred că este un lucru foarte frumos. Apoi, sigur, și exemplul pe care îl văd în familie, în ceea ce privește relația dintre părinți. Apoi, și acest aspect al transmiterii credinței. Vă spun sincer, mie îmi place foarte mult când văd la liturghie cum părinții vin cu copiii. Nu? Și chiar copilașii mai mici, care nu înțeleg, nu-i așa? Nu înțeleg numai decât și poate nu întotdeauna sunt foarte cuminți, mai fac și mici năzdrăvănii. Dar este frumos pentru că ei mai târziu vor rămâne cu această imagine. Mie mi se pare un lucru extraordinar atunci când, de exemplu, copiii îl văd pe tatăl rugându-se, nu? Acest lucru li se imprimă în memorie pentru că copiii de obicei, nu? Sau majoritatea dintre ei văd în tată autoritatea, puterea mai ales, nu? El este tată. Partea mai rece, poate. Partea mai rece. Și atunci când tatăl se roagă împreună cu copiii sau în fața copiilor, îi ia de mână și duce la biserică, aceste lucruri cred că rămân. Sigur, mai sunt și eșecuri, dar în viață sunt și eșecuri. Mi le asumăm pe toate. Da. Pentru că am făcut referire la zona în care v-ați născut, dieceza de Maramureș. Ce amintiri aveți preasfințite din perioada copilăriei? Ce imagine din casa familiei excelenței voastre vă vine acum? Da, să știți că foarte multe nu am. Într-adevăr, eu m-am născut la Jibou, în județul Sălaj, dar părinții mei, care erau oameni simpli, au trebuit să plece destul de la puțin timp după nașterea mea, cred că prin 63. Au plecat din satul în care eu mi-am petrecut primii ani de viață, pentru motivul care sigur este cunoscut, colectivizarea. Și-au plecat la turnul Severin. Dar ei aveau pământ, nu erau destul de înstăriți, aveau pământ, aveau animale. A venit colectivul, a luat totul, nu? Și s-au trezit fără nimic.
A fost o... Cu câți copii de crescut? Nu, decât trei. Trei erați. Da, nu eram foarte mulți. Și atunci au trebuit să plece. Și atunci s-a întâmplat acest fenomen. Chiar din satul meu au fost familii care au plecat în Oltenia, pentru că începuse construcția barajului de la porțile de Fierunu, nu? Și atunci se cerea forță de muncă, celor care mergeau li se dădea apartamente. Și practic eu acolo am crescut, acolo am copilărit. Apoi, ulterior, pe parcursul anilor, când eu am mai crescut și când am început să merg în vacanțe în satul natal, de atunci am și amintiri foarte frumoase și legate de biserică și de creșterea mea în credință. Și de Părintele Victor Preasfințite? Și de Părintele Victor. Ce spune despre acest om care știu că v-a marcat într-un mare fel existența prin modelul? Părintele Victor Iacobec, care era paroh în perioada aceea, deci anii 65-66, când noi am ajuns la Turnul Severin. Părintele Victor era un om înțelept, nu? Și el a înțeles acest fenomen, nu? Și a dat seama că sunt multe familii de ardeleni care au trebuit să plece din Ardeal și să vină în partea aceasta a țării, în Oltenia, sigur, și probabil și în alte zone. Și atunci el a știut să... Eu m-am născut într-o biserică orientală, nu? Deci în Biserica Greco-Catolică. Și toți care am mers acolo, asta știam, nu? Și dânsul a fost foarte înțelept, pentru că a înțeles fenomenul. Și l-a respectat. Și l-a respectat, dar a și încercat să ne formeze, nu? Și practic eu, la 7 ani, vă dați seama, eram micuț, dânsul m-a chemat să fiu ministrant, eram cel mai mic dintre ministranți, nici nu eram foarte mulți. Turnul Severin nu este nu era nici atunci o comunitate foarte mare, cu atât mai puțin acum. Și cu el am făcut prima împărtășanie, deci avea un grup de copii și știa să se ocupe frumos de noi. Mi-amintesc, de exemplu, un lucru pe care nu știu dacă, probabil se mai practică și astăzi. Ținea foarte mult la catehism și făcea catehismul în mod serios. Iarna era frig în biserică. Nu își permitea să facă nu știu cât de cald. Și ne ducea în casa parohială. Avea o sufragerie cât camera asta și atunci și o masă și în jurul mesei. El stătea în mijlocul nostru și făcea catehismul cu noi. Deci ne-a format. Și în felul acesta eu am prins, să zicem așa, primele noțiuni. Noțiuni, deși la școală învățătoarea vă spunea, nu-i așa, să nu vă prindă la biserică? Da. Cum s-au împăcat aceste două zone, Părintele Victor, care știa atât de frumos să vă atragă și să vă arate această frumusețe a lumii credinței, dar învățătoarea care vă spunea, pe de altă parte, să nu vă prind la biserică? Dacă timpul ne permite... Am un moment care mi-a rămas întipărit în minte. Sigur, școala primară, nu știu, mergeam duminica la biserică, pentru că mama era foarte credincioasă și nu se putea discuta că nu mergi la biserică, nu? După aceea, când eu am ajuns la liceu, am început să merg din proprie inițiativă și mergeam aproape zilnic. În școala primară aveam ca directoare adjunctă soția, cred că se chema atunci secretarul de partid,
care era o femeie exigentă, ca să nu zic dură, să nu jignesc. Și ea totdeauna ne spunea, mai ales să ne ajunge sărbători, să nu ne prindă la biserică. Vedeți că bunicii voștri au niște tradiții, nu trebuie să urmați aceste tradiții. Și am avut o experiență frumoasă, în sensul că eram de acum la liceu și am mers într-o zi de marți, seara, am mers la biserică și intrând în biserică, din biserică ieșea profesoara mea de fizică. Și ne-am întâlnit efectiv în ușă, știți? Și eu m-am pierdut când am văzut-o. Știind ce vi se spune de la școală. Știind ce... Da. Și ea când s-a uitat la mine și a început să zâmbească. Cum ați interpretat acel zâmbet? Lasă că ți-arăt ca... eu ție? Nu. Sau de complicitate? Ca aprobare. Ca complicitate, da. Pentru că apoi, sigur, așteptam cu înfrigurare să văd ce se va întâmpla exact. La ore. A început să fie chiar foarte amabilă cu mine. Și asta mi-a dat curaj. În sensul că am zis, măi, nu este chiar așa cum spune directoarea adjunctă. Uite, sunt și profesori care merg la biserică, care au acest curaj. Deci am avut experiențe frumoase. Am avut experiențe frumoase. După aceea, dacă timpul ne mai permite, dumneavoastră îmi spuneți. Sigur, vă rog, dacă... vă rog. Când am ajuns seminarist, îmi plăcea să merg în vacanțe în satul natal, nu? Și, sigur, se punea problema bisericii, satul în care s-au născut părinții mei și este la 15-20 de kilometri de Jibou și, sigur, nu este biserică romano-catolică, este biserică ortodoxă, acum a fost biserică greco-catolică. Și în prima mea vacanță am discutat cu mătușile mele, cu verișorii, ce fac, că vine duminica și trebuie să merg la biserică. Să merg până la Jibou e un pic peste mână, nu? Și atunci o mătușă mi-a spus, dar vezi că în comună, satul natal este preot, fostul preot greco-catolic. Du-te la el. M-a spus unde stă. A fost un moment extraordinar, vă spun. Și îl am prezent și acum în minte. O casă părintească. Eu am ajuns duminică dimineața la el. Am intrat în curte și pe treptele, o casă bătrânească, știți, pe trepte stătea părintele. Era de acum destul de vârstă, avea spre 70 de ani, cred. Fusese preot, el născut în Let, ca se cheamă satul, da, în județul Sălaj. El fusese preot acolo și născut acolo și preot acolo și avea casa părintească, casa bătrână. Și eu am intrat, mi-l amintesc, stătea pe trepte. Eu l-am salutat, l-am dat să fie Iisus. I-a spus, eu sunt seminarist la Iași și am venit pentru Sfânta Liturghie. El nu m-a întrebat nimic. A zis, bine, hai să mergem. Și am intrat în cameră și în spatele camerelor avea o mică cămară pe care el a transformat-o în capelă. Și acolo a celebrat liturghia numai cu mine. Și apoi, în fiecare duminică, mergeam acolo. Și ați făcut lucrurile acestea? Da. A fost o experiență foarte frumoasă. După aceea, sigur, am stat de vorbă cu el, mi-a povestit. S-a legat o prietenie până. S-a legat o prietenie, sigur că da. Părintele Augustin Paul se chema, că a murit, Dumnezeu să-l fericească. Și... A fost un preot foarte bun și apreciat în eparhia de Cluj-Chierla. A fost la un moment dat secretarul cardinalului Iuliu Hosu, episcopului pe atunci Iuliu Hosu.
Deci am avut experiențele, adică am și întâlnit oameni, iată, părintele Victor Iacobec, părintele Paul Augustin, apoi părintele Bortos și ceilalți preoți care... Dar care este momentul în care ați realizat și v-ați asumat faptul că asta vreți? Vreți să mergeți la studii la Iași? Vreți să deveniți preot? Să știți că m-am gândit că mă veți întreba acest lucru și aș putea să vă spun că nu reușesc să-mi amintesc un moment anume în care am zis eu merg la seminar. Dar când erați mic și vă întrebau clasica întrebare, nu? Ce vrei să te faci când vrei fi mare? Cred că spuneam orice, dar nu preot. Nu preot, deci nu. Eu am început să merg aproape zilnic la biserică în timpul liceului. Deci a devenit așa o... S-a simțit atunci o mai mare apropiere. Și practic eu am crescut, nu? Ca tânăr, m-am dezvoltat așa și aveam în minte, da, eu asta voi face. Deci așa a fost pe o perioadă lungă. Nu mi-a spus nici părintele, nu mi-a spus nimeni. Și v-ați asumat să plecați și din după, sud-vestul țării până în Moldova, la Iași? Da, pe acolo era seminarul. Acolo era seminarul, da. Ce-ați simțit văzându-vă la Iași de parte de căminul care vă era drag sufletului, de preotul? Da, mie mi-a fost interesant, poate cine mă aude gândește altfel, mie mi-a plăcut foarte mult la seminar. Și așteptam oarecum cu nerăbdare, poate și pentru faptul că mama a murit înainte să merg eu la seminar. Deci eu eram în clasa a 12-a, pregăteam să termin liceul, eu am mers la seminar după liceu și mama a murit. A murit tânără la 54 de ani și tata era pe șantier, eu de acum eram singur. Practic n-ați simțit că plecați dintr-o... Da, că mă rup numai decât de ceva. Erați deja rupt de realitățile vieții care așa au așezat lucrurile. Mi-a plăcut, îmi plăcea să merg la seminar. Da, și au trecut înseamnă ușor ani de seminar. Au trecut ușor. Și ați fost sfințit preot în 1986, hirotonit în catedrala Sfântului Iosif. Am fost hirotonit aici în 22 iunie. A fost prima serie pe care a hirotonit-o arhiepiscopul Robu și... Căruia peste ani i-ați devenit, nu? Episcop auxiliar. Am devenit episcop auxiliar, da. Și prima mea misiune ca preot a fost la Cioplea, aici în București. Unde... Ca preot vicar. Ca preot vicar, da. Unde n-am stat mult, un an. Pentru că vi se pregătea ceva măreț. Pentru că mi se pregătea, nu știu cine se gândea atunci că la măreție sau așa. Măreț ca muncă, ca treabă, la asta mă refer. Aveați treabă multă pentru era, că trebuia? Arhiepiscopul Robu a decis să mă numească, aveam 27 de ani, deci vă dați seama, eram tânăr, să mă numească, să înființeze parohia Sfânta Cruce. Sfânta Cruce era filială a Cioplei. Și atunci s-a gândit să înființeze parohia. Eram preoți puțin pe vremea aceea, nu erau foarte mulți. Și deși foarte tânăr, m-a numit acolo. Și după 11 ani preasfințite, ce a rămas la Sfânta Cruce? Pentru că știu că n-ați lăsat acolo doar o biserică de piatră, ci o adevărată comunitate. Dar nu a rămas mai biserica de piatră. Sigur, a început să se formeze o comunitate, pentru că lumea, sigur, parohia a primit și un teritoriu, nu? Și atunci au început mulți să vină, probabil unii se bucurau că este de acum un preot mai tânăr și s-a format o comunitate care, spre bucuria mea, a continuat să crească și sub păstorirea preoților care au urmat.
Știu că v-ați implicat enorm acolo și v-ați dat și sufletul, astfel încât acolo să fie ceea ce era nevoie, de fapt, nu? Pentru timpurile acelea, pentru că știm bine, acelea au fost timpurile în care Biserica Catolică s-a extins, s-a reușit prin construirea de biserici, prin implicarea preoților tineri, iată, prin încrederea pe care Preasfințitul Robu v-a acordat-o la acea vârstă atât de fragedă pentru un preot, la 27 de ani, să vă dea această sarcină de a construi și de a crea o comunitate. Și acolo a fost, putem spune, cum se zice, nu? Se zice că e prima dragoste și prima parohie, primul acasă pentru preotul Damian. Da, da. Să știți că iubesc foarte mult biserica și parohia Sfânta Cruce și mă simt bine când merg acolo. Îmi permis să spun cu toată sinceritatea, este și o biserică frumoasă. Chiar este. Și pentru că această vocație de preot aduce cu ea și schimbări, știm bine, după 11 ani ați primit o altă misiune și anume aceea de profesor la institut. Cum ați primit această veste că trebuie să lăsați locul în care n-ați găsit nimic și ați construit atât de mult, atât din punct de vedere vizual și fizic, cât mai ales spiritual? Da, asta cu predarea la institut a fost, să zicem, ceva pasager, pentru că a urmat ceva mai... Mai mult sau mai puțin a fost oarecum suplinitor, nu? Adică în sensul că părintele Bortoș nu mai putea să facă față la programului încărcat și atunci am început eu să-l ajut la teologie morală. Dar după 11 ani, așa cum amintați, am plecat la Roma. A, la Roma la studii? La studii, da. Aceasta... Și profesor ați fost când v-ați întors de la Roma? Nu, am fost și când m-am întors de la Roma, dar pentru foarte puțin timp. Profesor am fost în timp ce eram... În timp ce erați la Sfânta Cruce. Ce eram la Sfânta Cruce, da. Chiar și așa, mi-închipui că atunci da, v-a fost și mai greu. Mă gândeam că v-a fost greu să plecați de la Sfânta Cruce la institut, dar atunci îmi dau seama cât de greu v-a fost să plecați de la Sfânta Cruce la Roma, la studii. Da, asta a fost o situație destul de delicată și pentru faptul că nu a fost dorința mea. Nu mai eram nici foarte tânăr. Aveam 38 de ani și nu știam nici limba. Și cu toate acestea, eu i-am spus toate aceste lucruri arhiepiscopului Robu și dânsul cu stilul lui caracteristic a zis, de asta te trimit, să înveți. Și nu v-ați zis atunci în minte, păi la 27 de ani, când era mai bine să învăț, de ce nu m-ați trimis atunci și acum să fie? Nu m-am gândit, nu. Am mers liniștit și acolo Dumnezeu mi-a dat un preot foarte bun, care m-a ajutat din punct de vedere financiar și a fost bine. Și apoi în 2002 m-am întors. Și ați fost numit vicar general al arhidiecezei. Da, am fost numit paroh la Biserica Italiană și vicar general. V-ați dori vreo clipă să rămâneți în Italia? Sau nu, într-o altă țară străină? Nu. Eu sunt mai legat de glie, cum se spune. De pământul românesc. Nu m-am gândit deloc. Și v-ați întors acasă? Reluat și activitatea didactică? Da, pentru foarte scurt timp, pentru că am fost un an și câteva luni, după ce a venit numirea de episcop. Și în 2003, deci n-a durat mult și a venit și această numire de episcop. Cum ați primit această numire? V-ați așteptat la lucrul acesta? Sincer să vă spun, nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat. După aceea unii preoți spuneau, dar tu ce crezi că degeaba te-a trimis la Roma la studii? Dar am luat-o așa, ca pe un lucru voit de Dumnezeu și n-am comentat nici într-un fel. Consacrator principal a fost arhiepiscopul Robu, dar știm că prezent a fost și preasfințitul Petru Gherghe. Da, a fost și dânsul consacrator, cum se spune, și nunțiul de atunci, Perise, Monsignorul Perise.
Cum a fost pentru excelența voastră să-l vedeți pe episcopul de Iași, nu? Cel care era în acea perioadă episcop când erați la studii la Iași? Sigur. Era episcop, deci când eram la studii la Iași, nu, era ordinarius. Era oricum, era la conducerea diecezei. Era în fruntea diecezei, da. Acum să-l vedeți la propria consacrare, nu? Pe acel om pe care îl privați, bănuiesc, cu respect și cu admirație. Sigur că da, a fost o bucurie, știți, dar era normal să fie așa, pentru că mă cunoștea, fusesem studentul lui și era normal să fie așa. Ați știut, preasfințită, de-a lungul activității pe care ați avut-o până acum, să mențineți relații diplomatice, atât poate chiar cu preoții din arhidieceză, preoții catolici la nivel de țară, relații diplomatice cu frații ortodoxi, relații diplomatice cu Vaticanul, știm foarte bine că acolo aveți o contribuție semnificativă și prin aceste misiuni ați avut deseori ocazia să vă întâlniți cu Sfinții Părinți, nu, cu Papa Benedict. Da. Dar aș vrea să atingem un moment al vieții excelenței voastre și anume acela în care v-ați prezentat în fața Papei Benedict să-i vorbiți despre problema construcției de lângă catedrală, problema care punea în pericol acest obiectiv atât de important. Da, am fost în mai multe rânduri. Cred că cu Papa Benedict m-am întâlnit o singură dată. În schimb, în vreo două rânduri m-am întâlnit cu secretarul de stat. Nu era secretar de stat, dar lucra în Secretaria de Stat, monseniorul Parolin, Pietro Parolin. Și, sigur, am discutat despre aceste probleme. Ei știau situația. Ați avut susținere în ceea ce privește această sigur, cauză, încurajare de a nu renunța? Sigur că da. Ne-au spus că ne sunt alături, se roagă, pe căi diplomatice, ei încearcă să facă tot ce este posibil. Apoi au fost și în perioada aceea, care e o perioadă lungă de când este acest proces, am fost în câteva rânduri la Bruxelles și la Strasburg, la Parlamentul Europei, și am discutat și cu oamenii politici. Dar, din păcate, încă așteptăm. Dar sperăm, pentru că ne rugăm și cred în puterea rugăciunii și sperăm că va fi cu rost. Va fi bine până la urmă. Am făcut referire la relațiile diplomatice cu ideea că nu doar studiile fac ca aceste relații diplomatice să fie unele cu folos, știm bine, ci modalitatea personală în care un om prezintă o cauză și o susține, felul în care reușești să interacționezi cu cel pe care l-ai în față, să știi să te urci când e cazul sau să te cobori când e cazul, în funcție de funcția și, nu știu, nivelul interlocutorului. Cât de greu v-a fost de-a lungul activității de până acum să găsiți aceeași limbă de a vorbi și de a rezolva astfel de situații mai puțin plăcute? Nu a fost întotdeauna foarte ușor, cel puțin pentru mine. Eu sunt o fire mai timidă, să știți, poate asta, nu știu cât este de potrivit de spus, dar asta e realitatea, știți, și atunci a fost așa un pic mai dificil, dar când a fost vorba despre catedrală, am mers cu curaj și am spus, aceasta este realitatea, n-am fost niciodată singur, am fost întotdeauna fie cu părintele Gabriel, fie cu părintele Francis Dobu și am fost în câteva rânduri, deci întotdeauna și am susținut cu fermitate că adevărul este de partea noastră, nu ce se scrie, ce se spune, pentru că s-a scris și s-a spus multe atunci despre această problemă. Nu? Au fost momente în care ați simțit că vă pierdeți speranța și nu mă refer neapărat la acest caz despre care am vorbit acum, ci efectiv în activitatea excelenței voastre de preot, episcop, să simțiți că parcă v-a cam părăsit
cel care e mereu, nu, alături de noi. N-aș putea spune că mi-am pierdut speranța sau că m-am simțit abandonat. Au fost și momente grele. Cu siguranță. Acesta e și motivul pentru care mă întreb. Sunt convinsă. Au fost și momente grele, dar le-am încredințat Domnului, le-am luat așa cum sunt și iată că a mers înainte. Și pot să spun că nu-mi pare rău că am ales acest drum. Deviza excelenței dumneavoastră este la cuvântul tău. Da, in verbo tuo. S-a potrivit ceea ce ați ales atunci, fără a ști ce va urma, pentru că știm bine, începem o misiune, dar nu știm ce intervine pe parcurs, cum se schimbă lucrurile, ce factori externi sau interne influențează această misiune pe care o primim la un moment dat. Da. Dacă ar fi astăzi să vă alegeți deviza din nou, ați alege aceeași? Da, eu cred că aceeași deviză, pentru că atunci vă spun că m-am gândit. Deci la cuvântul tău, nu? Este episodul cu la cuvântul tău voi arunca mrejile, nu? Pentru că a spus Iisus, i-a spus lui Petru și el a făcut acest lucru. Nu știu dacă m-am gândit chiar așa, dar am zis dacă Domnul a decis așa, el știe mai bine de ce și eu vreau să răspund. Și am spus, da, la cuvântul tău. In verbo tuo. Preasfințite, Papa Francisc a avut un discurs anul trecut, cred, când a vorbit despre cele trei cuvinte minunate care ne pot îmbunătăți viața, și anume te rog, mulțumesc și te iubesc. Astăzi aș vrea să vă rog să spuneți cele trei cuvinte unor oameni. Cui vreți să spuneți astăzi, de exemplu, te iubesc? Eu cred că l-aș spune credincioșilor. Pentru că îi iubesc pe credincioși și mă simt apropiat de ei. Mulțumesc, aș spune preoților, îi iubesc și pe ei. Evident. Dar mulțumesc, aș spune preoților și îmi profit de ocazie să îmi cer și iertare sau scuze, pentru că, vedeți, și în virtutea funcției, poate nu am fost întotdeauna foarte, foarte corect sau unii au considerat că nu sunt întotdeauna cel mai drept și sunt inevitabile, pentru că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Știți? Și spunem și un te rog astăzi. Te rog, spun de multe ori, pentru că îmi place cuvântul. Cred că cel mai des îi spuneți celui de sus, care v-a hăruit cu atât de multe încercări. Sigur, sigur. Și cu puterea de a trece peste. Cel mai mult, sigur, Domnului, dar îmi place și să fiu atent și cu oamenii și să spun, să fiu, dacă se poate spune așa, politicos, să spun. Preasfințite, vă mulțumesc pentru clipele pe care ni le-ați acordat, pentru povestea de viață pe care evident că n-am putut noi să o cuprindem într-o ediție a emisiunii Interviul Săptămânii. Mai facem și cu alte ocazii. Să fiți sănătos, să ne revedem cu bine și evident să găsim mereu forța de a depăși tot ceea ce viața ne scoate în cale și apoi să ne întâlnim, să le depănăm cu drag și cu bucurie. Vă mulțumesc frumos. Mă bucur că ne-am întâlnit, să dea Domnul să fim sănătoși, pentru că dacă este sănătate și atunci multe se pot realiza. Să dea Domnul să... Și vă doresc mult succes și permiteți-mi să vă și felicit pentru emisiunile pe care le realizați. Nu le urmăresc chiar pe toate, dar uneori mă uit. Mulțumesc. Și totdeauna mă edifică. Mulțumesc mult! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru, vă mulțumesc că ați rămas astăzi cu Angelus TV și RCIS FM. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a Interviului Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.